de milioane de euro, în urma căruia o să avem și la Craiova o linie nouă, nouță, undeva în primăvara anului 2015. Termenul de finalizare este aprilie 2015. În afară, așa sperăm și noi, dar până la urmă prefer să le dăm oamenilor un termen mai lung și să termină de vreme decât să greșim. În afară de asta, vreau să vă aduc în atenție două lucruri care, din punctul nostru de vedere, sunt extrem de importante și care ajută sau afectează publicul din municipiul Craiova, și anume faptul că de la 1 ianuarie 2014 toți călătorii ratului care au abonament pe unul din traseele de autobuz beneficiază de o reducere la transportul la ITP-ul pentru autoturismul personal în valoare de 10% prin simpla prezentare a abonamentului la serviciile de ITP primesc o reducere de 10%. Valoarea ITP-ului în momentul de față este de 60 de lei, deci vorbim de o reducere de 6 lei. Vreau să vă mai spun că împreună cu colegii de la primărie am refăcut calculele în ceea ce privește ridicarea costurilor ridicării auto și am reușit performanța ca de la 1 ianuarie să avem în Craiova o taxă de ridicare auto în quantum de 150 de lei, la jumătate față de taxa care se plătea în municipiul Craiova deja de 4 ani de zile. Am făcut lucrul acesta scăzând costurile de operare. Să nu vă închipuiți că suntem în continuare profitabili pe sectorul respectiv, dar avem un profit mult mai mic. Și în momentul de față, cei care au ghinionul sau, nu știu, neșanța să se întâlnească cu echipajele poliției și primesc dispoziție de ridicare, plătesc o taxă de ridicare în valoare de 150 de lei. Zic eu că este un lucru bun. Nu, din punctul nostru de vedere, taxa respectivă trebuie să prevină, nu știu, parcarea ilegală. Nu facem, este o sursă de venit foarte importantă la bugetul ratului. Pur și simplu, în momentul în care se blochează o intrare într-o curte, pur și simplu, în care se blochează intrarea în spatele blocului, în care se blochează intrarea în bloc, în care se parchează mașina pentru cea de pieton, cei care fac lucrul ăsta riscă să li se ridice mașina și, din punctul meu de vedere, mi-aș dori să încerce să parcheze. Vreau să știți că astăzi urcăm pe SAP achiziția de autobuze. Voi semna în aproximativ o oră după ce cei de la serviciul de licitații îmi vor transmite toată documentația necesară. Vrem să luăm printr-un contract multianual aproximativ 50 de autobuze. Multianual înseamnă anul acesta și anul viitor. Din fericire, pentru că am terminat anul trecut cu un plus, putem să luăm mai multe autobuze decât ne programasem la licitația trecută. Până la urmă, tot răul spre bine, în sensul că acea licitație a trebuit să o anulăm pentru că nu s-a prezentat decât un singur ofertant și cu un preț mai mare decât estimasem noi. Și spuneam că tot rău spre bine, pentru că, iată, strângând mai mulți bani anul trecut pe final, putem să ne permitem achiziția mai multor autobuze. Astăzi, dumneavoastră, veți vedea un tramvai modernizat în hala ratului. Vom beneficia în perioada următoare și de modernizarea halelor de la rat, pentru că, iarăși o veste bună, ne-a trecut proiectul pe care l-am introdus anul trecut pe polul de competitivitate, InnovTrans, și dacă vreți mai multe amănunte, poate să vi le dea și domnul director. Oricum, e o veste bună pentru că ne-am bătut cu foarte multe municipalități, foarte mulți beneficiari. La un moment dat am crezut că nu va mai trece acest proiect, dar iată că am reușit până la urmă să trecem cu bine și vom beneficia de fonduri europene chiar pentru modernizarea halelor RAT, iar aici se va produce acel tramvai despre care am mai vorbit anul trecut, cu podeaua joasă, exact cum ar trebui să fie în Uniunea Europeană de acum încolo, având în vedere că s-a schimbat legislația Uniunii Europene vis-a-vis de transportul în comun. Și, de asemenea, vreau să vă mai dau o veste bună, în sensul că linia de tramvai se va moderniza mai repede. Firmele lucrează foarte bine
cele care au câștigat licitația asta, înseamnă că undeva prin toamna acestui an vom reuși să avem linia de tramvai modernizată și automat ne vom apuca imediat de reconstruirea căii București, în sensul că va fi asfaltată, va avea zone de spații verzi și de asemenea mai multe locuri de parcare și o pistă de biciclete. Să iei fie tot, dați-vă să iei fie tot. Cine trebuie necesită, am văzut-o mai citat la mine.